Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Scorpion. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1:00, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Scorpion. Pentru voi, Mercur retrograd o să vă influențeze pe casa a 4-a astrologică.
în tot ce ține de locuință, domiciliu, familia voastră. E posibil ca scorpionii să trebuiască să facă anumite reparații, anumite intervenții în locuința lor, lucruri la care nu v-ați așteptat și care e posibil să vă coste mai mult decât aveați planificat. Scorpionii pot de asemenea să aibă parte de probleme în comunicare cu mama, copiii, soțul, soția și datorită aspectelor tensionate pe care Marte și Uranus din casa 7-a le fac față de planetele din Vărsător în casa 4-a astrologică, scorpionii se pot confrunta în această lună cu viziuni divergente asupra locuinței lor. S-ar putea ca scorpionul să-și dorească o locuință la țară, în timp ce soțul sau soția acestuia să-și dorească un penthouse în mijlocul orașului. Aici apar viziuni complet diferite, dorințe și aspirații divergente, care nu se împacă de nicio culoare. S-ar putea ca un scorpion să-și dorească 4 copii, în timp ce soțul sau soția acestuia să-și dorească doar 1. Aici vedem toate temele legate de familie, casa, locuința scorpionului și a partenerului acestuia vor fi puse sub semnul întrebării, vor fi revizuite, revizitate, regândite și reanalizate. Pentru scorpionii care sunt singuri, aici poate să apară o criză existențială în care acesta își reanalizează imaginea partenerului sau a partenerei ideale. Poate toată viața scorpionul a crezut că își dorește o soție casnică și dintr-o dată își dă seama că femeia ideală pentru el este de fapt o persoană foarte orientată pe carieră și obținerea unei imagini publice. Poate o domnișoară scorpion a crezut toată viața că idealul masculin pentru ea este un bărbat blond cu ochi albaștri și dintr-o dată își dă seama că de fapt idealul masculin pentru ea este un bărbat brunet. Aici apar schimbări radicale în opinii, în aspirații, în viziunea pe care scorpionul o are asupra familiei sale și asupra locuinței sale. Partea pozitivă este că nodul destinului și nodul karmic fac aspect pozitiv de susținere de trigon respectiv sextil din casa 8-a respectiv a 2-a astrologică față de casa 4-a scorpionilor. Pentru acei scorpioni care sunt deja în relații de lungă durată, aici cei doi parteneri pot să ajungă la un compromis și împreună să participe la renovarea locuinței sau la achiziționarea unei locuințe care să le împlinească nevoile de confort fizic, dar și emoțional ambilor parteneri. Pentru scorpionii care sunt singuri, care nu sunt în relații de lungă durată, luna februarie poate să vină atât cu o creștere a finanțelor proprii, a veniturilor câștigate prin muncă proprie, dar și prin posibile moșteniri, reduceri de taxe, de impozite sau ajutoare financiare venite din partea unor instituții. Faza de lună nouă din 11 februarie este momentul culminant al energiilor adunate în casa a patra pentru scorpion. Este momentul în care scorpionul poate să își găsească casa ideală, să își finalizeze un proiect de renovare, dacă acesta a fost început deja, sau în care scorpionul se hotărăște să inițieze căutările pentru locuința ideală pe care și-o dorește. Pentru acei scorpioni care ați început căutarea unei locuințe de-abia după 1 februarie, ar fi indicat să amânați semnarea oricărui contract, oricărui act oficial, până după data de 20 februarie, când Mercur își reia mersul direct. Pentru scorpionii care m-ați ascultat luna trecută și ați început încă din ianuarie să căutați o locuință, să vorbiți la bancă, să cereți un împrumut, nu este nicio problemă, puteți să semnați contractul oricând, pentru că ați inițiat aceste discuții înainte de etapa de Mercur retrograd. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru scorpioni pe casa a 11-a astrologică și va aduce foarte multă împlinire și foarte multe bucurii din partea prietenilor, a grupurilor și a cluburilor din care faceți parte. O parte dintre scorpioni s-ar putea să se întâlnească cu prietenii, să iasă în oraș, să sărbătorească ceva.
O parte dintre scorpioni s-ar putea să obțină ajutor de la prieteni pentru găsirea locuinței perfecte, pentru achiziționarea acestei locuințe, pentru obținerea unui credit sau pentru decorarea casei acestora. În orice caz, luna se finalizează foarte frumos pentru scorpioni și, în general, toate energiile acestei luni sunt foarte constructive pentru aceștia. Și acum hai să vedem care este energia pentru luna februarie, pentru toți cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în scorpion. Pentru voi energia este de soare în casa 4-a în capricorn, ok? Tot focusul o să fie pe locuință. Spotlight-ul, reflectorul este pe casa voastră, pe familia voastră, pe rădăcinile voastre spirituale și emoționale, pe familia voastră și relația pe care o aveți cu mama. Aceste lucruri o să vă aducă stabilitate, o să fie punctul de referință, stânca din mijlocul furtunii pe care vă puteți baza tot timpul. O parte dintre scorpioni o să înceapă în luna februarie să își caute o casă, un apartament, să-și construiască o casă dacă e posibil. O parte dintre voi e posibil să aibă de a face cu niște renovări, niște reparații care sunt necesare în locuința voastră, fie că e vorba de reparații fizice asupra clădirii în care locuiți sau de a repara relația cu anumiți membri din familie. Scopul acestei energii este să vă creeze niște fundații mai solide pe care vă puteți baza. Capricornul este o zodie foarte statornică, foarte stabilă. Reprezintă muntele pe care trebuie să-l urcăm, pe care trebuie să-l cucerim. Și cu soarele aici, în casa 4-a, în Capricorn, scorpionii o să aibă energia și susținerea de la univers în această lună să obțină exact tot ce își doresc ei pe sectorul acesta al familiei și al locuinței. Puteți să duceți la bun sfârșit orice proiect, puteți să vă găsiți apartamentul ideal, casa ideală, puteți să reparați relațiile cu familia voastră astfel încât să aveți acel cămin fericit, acea familie ideală din povești. Scorpionii ar trebui în luna februarie să se canalizeze pe repararea, consolidarea și întărirea fundațiilor lor, fizice și emoționale. Foarte frumos pentru scorpioni. Și acum hai să vedem niște clarificări de la cărțile de tarot. Pentru cei care sunteți în zodia Scorpion, aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Scorpion. Avem 9-le de săbi, 10-le de bâte și pajul de monede. Ok. Avem aici niște mesaje foarte încărcate de la cărțile de tarot. Cu 9-le de săbi aici, pe prima parte a lunii februarie, scorpionii riscă să sufere de insomnie, să nu poată să doarmă, fie pentru că sunt anumite gânduri care îi macină, care nu îi lasă să se odihnească, sau din cauza acestor reparații, renovări în locuința lor sau în locuința vecinilor, care face prea mult zgomot și nu le oferă scorpionilor un moment de liniște. Pentru aceia dintre voi măcinați de gânduri, de probleme, de greutățile vieții de zi cu zi, este foarte important aici să nu cădeți în capcana extremismului ideologic, să înțelegeți că nu există un singur adevăr universal, nu există o formulă magică care să ne arate exact care este calea corectă, ce e corect, ce nu e corect, ce e adevărat, ce e fals. Ne-am dorit să fie așa pentru că toți am fost educați în acest sistem care pune foarte multă valoare pe știință, pe științele exacte. Dar din păcate sunt în viață o grămadă de lucruri care nu pot fi calculate, nu pot fi măsurate, nu pot fi cuantificate. Și două lucruri aparent contradictorii pot să fie adevărate în același timp. Cum vă explicați de altfel că, spre exemplu, primăvara, când sunt 15 grade afară, puteți să vedeți pe stradă în același timp o persoană în pantaloni scurți, pentru care 15 grade înseamnă foarte cald, foarte bine, o temperatură plăcută, și o altă persoană care este toată înfofolită, cu geacă și eșarfă la gât, pentru care 15 grade nu este o temperatură atât de confortabilă. Adevărul obiectiv este că afară sunt 15 grade. Adevărul individual diferă de la persoană la persoană. Ce înseamnă acest lucru obiectiv pentru diversi oameni diferă de experiențele fiecăruia, de viața pe care fiecare a trăit-o.
Luați acest mesaj cu voi de fiecare dată când, în prima parte a lunii februarie, o să vă macine aceste gânduri și nu o să înțelegeți cum pot anumiți oameni să aibă idei atât de contradictorii. Cum pot alți oameni să vadă realitatea, universul, lumea atât de diferit de voi? Gândiți-vă prin ce experiențe au trecut acești oameni ca să ajungă la aceste concluzii, ca să aibă această viziune asupra vieții. Atunci când reușiți să demonstrați acest gen de empatie, să vă puneți în pielea celuilalt, o să reușiți să treceți peste acest blocaj mental și o să vedeți că o să dormiți mai bine, o să vă odihniți mai bine și o să fiți mai fericiți, pentru că nu o să mai luați lucrurile atât de personal. La mijlocul lunii avem aici 10-le de bâte. Scorpionii o să fie foarte ocupați pe mijlocul lunii februarie, o să aibă foarte mult de lucru. Partea pozitivă este că o să aibă și energia, resursele materiale, intelectuale, energetice, pentru a duce aceste lucruri la bun sfârșit. Și vreau să vă aduceți aminte, atunci când pe la mijlocul lunii februarie greutățile o să vi se pară prea mari, când simțiți că nu mai puteți să duceți atâtea pe umeri, aduceți-vă aminte că aveți niște resurse ascunse, că puteți să finalizați orice vă propuneți. Dacă aveți prea multe lucruri de făcut la locul de muncă, în afaceri, gândiți-vă cum puteți să optimizați aceste activități, astfel încât să vă reduceți efortul. Nu mai știți cum să vă împărțiți între casă și job, între nevoile familiei și nevoile de la locul de muncă? Cereți ajutorul soțului sau soției, cereți ajutorul unui membru din familie, cereți ajutorul unui prieten sau unui coleg. Faceți orice vă stă în putință, dar nu renunțați. Cu 10-le de bâte, aici sunteți foarte aproape de a obține ceea ce vă doriți. Nu vă dați bătuți, da? Acum vine partea cea mai grea. E ultimul herup, ultima sută de metri, dar după ce finalizați aceste lucruri, o să scăpați de ele și o să puteți să vă bucurați de roadele muncii voastre. Găsiți soluții creative pentru lucrurile pe care trebuie să le faceți. Folosiți-vă imaginația, încercați să optimizați flow-ul de muncă, încercați să optimizați echilibrul între viața privată și viața profesională. Mai ales în jurul datei de 11 februarie, în jurul fazei de lună nouă învărsător, o să aveți aceste idei. O să vă vină aceste idei pe care pe urmă le puteți implementa cu mare succes. Și o să vedeți că pe finalul lunii februarie, cupajul de monede, o să vi se deschidă în față o grămadă de oportunități. Oportunități de tot felul. O să vi se ofere joburi noi, proiecte noi, colaborări noi. Parte dintre voi s-ar putea ca pe finalul lunii să găsiți noi metode de a face bani. Poate puteți să transformați un hobby într-o sursă secundară de venit. Poate vreți să începeți un sport sau o dietă. Orice vă doriți se poate iniția aici pe finalul lunii. Țineți cont de faptul că orice inițiați spre finalul lunii februarie o să evolueze treptat, o să evolueze încet, dar o să meargă către o direcție foarte stabilă, o să vă aducă foarte multă prosperitate, foarte multă bunăstare. Per total va fi o lună interesantă pentru scorpioni, și cu părți pozitive și cu părți negative, dar tot ce se întâmplă în luna februarie este pentru binele vostru, ca să aveți o fundație mai stabilă, mai solidă, pe care să vă puteți construi viitorul care pentru voi este extrem de luminos. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos. O să extrag o carte din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Bineînțeles, dacă vreți să vă faceți o imagine mai completă, mai exactă asupra lunii februarie pentru voi, nu uitați să urmăriți și videoul pentru ascendentul vostru și pentru orice zodie în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete în harta natală. Hai să vedem cartea pentru scorpioni pentru luna februarie. Mesajul este următorul. Depășesc acum fricile și limitările altora. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitată în abilitatea de a crea binele în viața mea. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să creați realitatea pe care vă doriți, să atrageți în viața voastră doar lucrurile bune și să vă eliberați de limitările mentale ale celor din jurul vostru. Doar pentru că X și Y nu a reușit să facă un anumit lucru, nu înseamnă că voi nu puteți.
Puteți să faceți orice vreți voi. Sunteți o sursă infinită de putere, de energie, de creativitate. Nu vă lăsați bătuți. Nu vă lăsați influențați de limitările altora. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!